Intervențiile reprezentanților societății civile au fost în număr de 6 și s-au axat pe probleme de interes pentru cetățeni. Spre exemplu, Marian Trifan, reprezentant al Asociației Pensionarilor Civili Mihai Viteazul, a propus scutirea de la plata impozitelor pe clădiri pentru proprietarii ale căror case au fost construite înainte de anii 50. Scutirea de la plata impozitelor pe clădiri, clădirile care au fost construite înainte de 1950, 51 sau 78, care au fost prevăzute înainte în aceste hotărâri ale Consiliului Local și din punct de vedere al dumneavoastră nu este trecut. Directorul Direcției Impozite și Taxe, Elena Bonescu, a răspuns în privința terenurilor poluate sau degradate că poate asigura Consiliul Local această scutire, însă nu există nicio cerere de contribuabil în acest sens. Acele terenuri nepoluate, degradate, Consiliul Local poate să acorde această scutire, numai cu avizul Ministerului Agriculturii și Ministerului Mediului. Nu cred că Consiliul Local s-ar opune unei astfel de propuneri, numai că nu am avut până în acest moment vreo propunere de acordare a scutirii pe aceste terenuri. O propunere interesantă a venit din partea șefului baroului Dolj, avocatul Ion Turculeanu, care a subliniat importanța firmelor care creează locuri de muncă și cum ar trebui să fie acestea scutite de taxe. Sunt investitori, să le zic, privatizați, care accesează fonduri europene. E un lucru foarte bun. Fondurile europene sunt lucruri foarte bune. Venite de la Bruxelles, poți să-ți faci o afacere. Ce faci cu afacere? Faci un profit, din profit plătești impozit și faci locuri de muncă multe. Ce faci cu locurile de muncă? Scutești statul să plătească șomajul. Pentru că omul respectiv nu mai ia de la asta, nu mai stă acasă, ci și ia de la privatizat. Nu am văzut în acest proiect nici o referire la cei care accesează fondurile, fac numeroase locuri de muncă pe care le văd afișate prin oraș, pentru că ei fac locuri de muncă. Numai ei, patronii. Nu trebuie să ne fie rușine să spunem că patronii fac locuri de muncă. Statul nu mai face locuri de muncă. Și e bine să nu facă statul. Directorul Direcției Impozite și Taxe, Elena Bonescu, i-a spus că aceste scutiri se pot face numai pentru persoane fizice. Există acel articol 125 din codul de procedură fiscală care prevede, ce spuneți dumneavoastră, eșalonări, reduceri, scutiri de impozite și taxe, dar zicem condițiile legii. În condițiile legii care instituie taxele și impozite locale, legea codului fiscal. Codul fiscal, ca și facilități pentru persoanele juridice, nu ne permite să acordăm ceea ce doriți dumneavoastră. Taxele și impozitele locale vor rămâne la același nivel, în același cuantum, ca și în anul 2014. Totodată vor exista anumite scutiri de la plată a majorărilor de întârziere pentru impozitul pe clădiri și teren la persoanele cu handicap grav, dar și pentru majorările de întârziere pentru impozitul pe teren, în ceea ce privește persoanele care au închiriat locuințe de la REA de PFL Craiova.